Bibliotecile astăzi nu mai sunt doar o sursă de carte. Aici copiii vin și pentru a face cunoștință cu calculatoarele. Sala Multimedia Bibliotecii Publice Mihai Eminescu din Rezina i-a găzduit vineri 12 august pe micuții de la grădiniță. Copiii de la grădinița numărul 6 din Rezina au venit la Biblioteca Orășănească pentru a face cunoștință cu sala de calculatoare. Primul lucru pe care îl învață ei sunt, desigur, jocurile. Ce ați văzut la calculator? Pisici. Dar acum ce faceți? Ne jucăm. În ce vă jucați? În pisicuță. Mă joc, într-o diferite, citesc informații, ajut pe copii acă. Și ce le explici tu? Le explic cum se joace în jocul acesta. Cu acești copii venim pentru prima dată. În schimb, deseori venim la bibliotecă pentru a învăța pe copii să se joace în diferite jocuri. Sala multimedia e cea mai solicitată din bibliotecă. De fapt, copiii aceștia sunt prima dată în sala multimedia la cărți pentru copii de preșcolar și sunt mai des. Astăzi am hotărât să le oferim o șansă gratis de a se folosi de calculatoarele noastre, pentru că la grădiniță este reparație și trebuie să ocupăm copiii. După sala de calculatoare o să meargă și la oficiu pentru preșcolari și clasele 1-a 4-a, că sunt viitorii elevi. Sala Multimedia Bibliotecii Publice Mihai Eminescu din orașul Rezina are în dotare 23 de calculatoare.